Hunter Medicine pe drum cu prioritate. Aveam nevoie de jingle-ul ăsta pentru a apăsa și butonul de Facebook, pentru că intrăm în direct pe Radio Europa FM, contul nostru. Aici sunt. Nu prea pare convins domnul de la tehnic. Ce, n-am început transmisia sau ce sunt? Am început eu să vorbesc înainte. Da? Hai să o luăm de la capăt. Bun găsit! Așa, Cătălin Striblea în studio. Știți că Radu Constantinescu face acuși 21 de ani de Europa FM? Nu chiar. Nu chiar? Păi asta încercam să-ți explic mai devreme. Eu n-am venit chiar din primul an. Am 20 de ani de Europa FM și vreo 19 sau 18 de drum cu prioritate. Așa veche e emisiunea asta? Da. Ce bătrân ești! Da, recunosc. Recunosc. Dar, să avem sărbătoare, dar până la sărbătoare eu am adus vești din cele complicate. Deci credeam că vii cu tortul, pentru că suntem cel mai ascultat post de radio privat din orașele țării. Vreau să le mulțumesc încă o dată și pe Facebook celor care se uită la noi în aceste momente, pentru că fără voi n-ar fi posibil așa ceva și mă bucur că reușim să vă facem să rămâneți alături de noi în fiecare zi. Și uite că am ajuns la performanța asta. Mulțumim încă o dată și peste două zile ne sărbătorim așa cum trebuie, știi? Este și tort în redacție, este ziua Lilianei Nicolae, să-i spunem la mulți ani. La mulți ani, Liliana. La mulți, ani, da. Și, da, și este acum vii tu cu veștile tort complicate. Îmi pare dar rău, dar fiind vorba despre un coleg de breaslă, să spunem așa, un om foarte curajos, aș zice că e cazul să-i ținem pumnii și să avem un gând bun și mai mult decât atât, să le spunem liderilor noștri politici că așa ceva este inacceptabil pentru fiecare cetățean și pentru fiecare țară a Uniunii Europene. Ce s-a întâmplat mai exact, aflăm chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Știrea o știți cu toții, aseară belarusul a deturnat practic într-un act de terorism statal un avion de linie al companiei Ryanair. Scopul a fost precis și anume debarcarea unui cetățean din Belarus, a unui jurnalist de 26 de ani, Roman Protasevici, pentru a fi arestat de către autoritățile de la Minsk. Tehnic, autoritățile de la Minsk au ridicat un avion de la sol, un MiG, un avion de vânătoare, au înștiințat pilotul avionului de linie că există o bombă și că trebuie să se îndrepte către Minsk. Mă rog, unde a avut loc un control de stat de fațadă, după câteva ore pasagerii au fost puși înapoi în avion, mai puțin Roman Protasevici și prietena lui, plus încă patru persoane despre care există bănuiel că ar fi fost agenți secreți. Relatările le-ați auzit întreaga zi, probabil că așteptați și măsurile. În această după-amiază, într-o întrunire programată mai de mult, liderii europeni se întâlnesc și vor discuta despre soluțiile pe care le au la îndemână pentru a răspunde unui act cum nu a mai fost în Europa. Și probabil că vă întrebați în acest moment ce... Care ar fi soluțiile alea, dacă e vreuna mai la îndemână, așa, care să convingă pe alții să nu mai facă niciodată treaba asta. Da, acum eu sper să nu fie mulți, adică în afară de... Sunt doar două state asupra cărora ai întrebări de genul ăsta, dar ce ar putea să-i convingă ar fi în felul următor. E vorba de o recomandare, dacă nu va fi chiar la modul obligatoriu, dată companiilor aeriene să nu mai traverseze spațiul aerian al acestui stat. De asemenea, există posibilitatea interzicerii curselor companiei de stat Belavia din Belarus să mai decoleze sau să aterizeze pe aeroporturi din Europa. Este studiată și o posibilitate de a opri chiar transportul rutier pentru anumite tipuri de categorii de mașini sau, știu eu, anumite persoane. Sunt mai multe lucruri pe masă, dar vezi, deciziile pe care le-am numit eu aici nu vor face decât ca viața unor alți cetățeni care probabil nu au legătură cu chestiunea asta să fie mult mai complicată. Adică astea sunt genul de decizii care afectează foarte mult și populația. Și pe cei care nu susțin neapărat... Exact. Și problema pe care o are Europa, dar și Statele Unite, pentru că și Statele Unite au condamnat aici, este să găsească acel tip de măsură care
să fie îndreptat împotriva oficialilor din Belarus și nu împotriva cetățenilor din Belarus. Despre asta este vorba. În orice caz, răspunsul comunității internaționale a fost destul de clar, adică așa ceva nu se face, dar mai mult decât atât, el nu se poate rezuma, și asta e promisiunea președintei Comisiei Europene, el nu se poate rezuma dar la o serie de declarații, adică vai ce rău ați făcut. Da, condamnăm și așa mai departe, să nu se mai repete. Pentru că din momentul acesta, odată cu acest precedent creat, Belarusul poate vâna toate avioanele de pe, din spațiul său aviatic cu tot felul de oameni care sunt acolo. Până le mai dau idei și altora, știi? Ce va împiedica în absența unei măsuri să facă la fel? Asta e pe de-o parte. Asta în ce privește chestiunea generală de funcționare a comunităților noastre. Dar acolo, închis în acest moment, și sper eu că în viață, este un coleg jurnalist, un om care făcea jurnalist de opoziție împotriva lui Lukashenko, un om care a și spus în momentul în care a fost preluat, potrivit declarațiilor celorlalți pasageri, că este teamă pentru viața sa. Autoritățile de acolo îl pot executa pe acest om în urma unui proces pentru că el este acuzat de terorism sau de susținerea terorismului potrivit legislației interne. Ce face? Care e vinovăția lui de s-a ajuns la terorism? El era de mult fugit din țară, de vreo 2 ani. Este fondatorul unei publicații, dar nu i-aș spune publicație, unui canal de transmitere a știrilor pe Telegram, asta e o aplicație pe care o folosește lumea, cu 1,5 milioane de abonați și în care trimiteau știri reale despre ce se întâmplă în Belarus. Asta este vinovăția lui. Făcea chiar mai mult de atât în timpul protestelor. Le oferea oamenilor consiliere cum să lupte împotriva forțelor respective prin mijloace juridice. Le oferea legături de avocați, le oferea case conspirative unde se pot ascunde de autoritățile statului și multe alte lucruri care au fost necesare protestelor de la data respectivă. Pentru genul acesta de acțiune, Roman Protasevici este considerat terorist de autoritățile din Belarus și probabil că el acum este anchetat și va avea loc o judecată. Ca să-l scoți de acolo pe el este mult, mult, mult mai greu și vedeți că asta e o chestiune delicată lăsată cumva în planul al doilea pentru că se discută întâi despre ce facem în chestiunea care asigură, care a tulburat liniștea generală. Ăsta e stadiul, colegii noștri de la știri o să vă țină la curent, în mod evident. Și dacă există un precedent de genul ăsta, un avion deturnat, un avion de linie, comercial... Cred că mai există... Cel puțin pe continent, aici. Stau să mă gândesc acum că în anii 70-80, cu tot felul de grupări paramilitare sau într-o politică învolburată a Europei, cred că au mai existat cazuri de genul acesta, dar în lumea noastră modernă, în care siguranța aviatică este aproape o axiomă, E prima oară când auzim, deci cred că e prima oară pentru o generație întreagă. Da, Doamne ferește, se mai întâmpla să se mai rătăcească câte o rachetă să doboare un avion de pasager, că s-a întâmplat în zone de conflict. Asta, am avut și o rachetă care a fost trasă asupra unui avion, asta tot în spațiu rusesc, ce să vezi în timpul conflictului din Ucraina. Și în perioada modernă de data asta. Da, și în perioada modernă și acolo e chiar un proces, din câte știu eu. În orice caz, asta nu se poate termina așa. Suntem foarte curioși ce decizii se vor lua la nivel de Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. Mâine, România în direct, 13 și un sfert, Cătălin va fi alături de voi. Muzica Europa FM este la un click distanță. I can listen to it at work, I can listen on the go. Descarcă aplicația și ascultă Europa FM.